Când ești copil, micile supărări ale vieții sunt legate de milioanele de jucării pe care le pierdeți tot timpul prin casă sau de mingea pe care ați aruncat-o din greșeală în curtea vecinului ăla rău. Totuși, timpul trece și odată cu trecerea acestuia apar tot felul de întrebări care vă macină zile la rând. Așa m-am decis că vreau să mă cunosc mai bine și mi-a răsărit în același timp întrebarea: cine sunt eu? Am căutat prin cărți, prin pagini web, dar niciuna nu m-a ajutat prea tare. Toate mi ofereau chestionare interminabile care mai degrabă îmi adânceau confuzia. Așa că am hotărât să sap mai adânc în propria-mi conștiință, în ideea că poate îmi voi lipezi gândurile. Să vedem ce are de spus conștiința mea. Tu ești oglinda alegerilor tale. Acest tu poate fi deslușit în urma alegerilor tale, în urma unei analize atente sau autocunoașterii. Însă, știi autocunoaștere? Nici măcar n-am auzit de acest termen. Puneți întrebări și răspunde la ele. Folosește-ți răspunsurile pentru a crea conexiuni care să ducă în același punct. Totuși, cel mai util și practic mod de a îndeplini acest lucru este prin intermediul unui test psihologic. Un test psihologic? Dar testele psihologice sunt plictisitoare, mă fac să mă simt ca la școală. Și dacă ți-a spune că putem implementa 6 tipuri diferite de personalitate într-o aplicație super interactivă care cu siguranță nu te-ar plictisi. O lume 3D în care alegerile sunt pionul principal al drumului tău, în care deții controlul așa cum îți dorești. Ce zici? Sună bine pentru început? Eu sunt intelectuală, de fapt intelectuală pentru că sunt fată, genul de persoană care mereu are cărțile la ea și căruia îi se mai spune de către colegi dicționarul vorbitor. Eu încerc să înțeleg și să organizez lumea, am păreri neconvenționale, sunt mai puțin sociabilă și gândesc problemele pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. Eu sunt realistul, dar mi se mai spune și tipul cu capul pe umeri. Ei bine, îmi place să vă lumea exact așa cum este și nu cred deloc în bazme sau în povești. Îmi plac științele exacte, de aceea am să vă prezint în termeni tehnici ce reprezint eu de fapt. Reprezint tipologia omului realist, care are o viziune concretă asupra a tot ceea ce se petrece în jurul său. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. După cum probabil v-ați dat seama, eu sunt tipul convenționalului. Adică, nu o să ignor niciodată codurile bunelor maniere și o să am întotdeauna un cuvânt bun de spus. Și întotdeauna o să fiu dispus să vorbim despre afaceri. Salut! Eu sunt sociabilă, genul acela de persoană care este mereu înconjurat de o groază de prieteni, purtând discuții interminabile. Colegii îmi preferă compania, pentru că eu sunt cea care reușește să mențin grupul unit și să mențin voia bună. Până la urmă, cine nu vrea să aibă în preajmă o persoană sociabilă? Sunt mereu zâmbitoare și încerc să ajut pe toată lumea și știu că un simplu salut poate fi începutul unei conversații foarte bune sau, cine știe, poate chiar al unei legături speciale. Deci și voi sunteți îngrijorați de încălzirea globală? Salut băieții, eu sunt Silviu, numele meu de scenă e Felix, n-a fost alegerea mea asta. Tind să spun că în cea mai mare parte a timpului sunt mai cu capul în nori, dar știți cum se spune, mai niciodată nu poți să știi ce e mintea unui artist. Următorul, altă întrebare? Salut! Aveți cumva o șurubelință? Mi s-a desfăcut un șurub de la o instalație de acum câteva... Știți ce? Lăsați. M-am luat cu alte treburi, trebuia să mă prezint. Eu sunt întreprinzătorul sau omul bun la toate. Eu pot face orice reparație cu mâinile goale și mă gândesc numai la investițiile cele mai bune. Sunt foarte creativ și mă bazez pe intuiție, iar în drumeții prietenii se bazează doar pe mine, căci altfel ar rămâne fără corturi. Așadar, cine sunteți voi? Ia să vedem, voi cu care dintre personaje v-ați regăsit? Avem pe cineva pe aici? Intelectual cineva? Ăla eu. Ok, vă lăsăm timp de gândire. Noi am fost echipa Next Generation. Sper că ați observat că pe fundal a rulat un demo al jocului, cum arată de fapt personajele. Să ne prezentăm. Eu sunt Maria. Diana. Leo.
Andreea. Silviu. Ioana. Alex. Și Vlad. Mulțumim frumos!